Da, va fi unul din punctele din platformă, unul din cele 10 puncte pe care le vom enunța, este că noi credem că statul trebuie să se împrumute și să dea drumul urgent unui program național de construcții de locuințe, care după aceea să fie oferite tinerilor pe 15 ani, pe 20 de ani, pe 25 de ani, pentru care acei tineri să plătească chirie și să le iau grija statului de pe cap și să îi scot din casă de la familia lor și să îi ajut să-și ia o nevastă, să-i ajut să fac copii, să-i ajut să meargă la muncă, nu să-l pun pe omul ăla să stea disperat și să nu poată să-și facă o familie și să încerce să împrumute el. Cred că statul se poate împrumuta mai ieftin și mai sigur și nu o să fugă nimeni cu locuințele alea din România. Vreau să vă spun că programul de locuințe al națiunii române s-a redus uriaș din 90 până acum. Și nu o să mai putem locui în apartamente confort 3 construite în 50 în fugă. Trebuie să ne dezvoltăm. Deci acesta este unul dintre primele puncte ale partidului nostru. Unul dintre primele puncte este locuințe pentru tineri subvenționate de stat, de fapt nu, construite de stat și închiriate tinerilor. Avem mai multe avantaje. Dezvoltăm și domeniul construcțiilor, pentru că e prăbușit astăzi în România. E adevărat. Ajutăm și tinerii, le dăm și voie să dezvolte. Încă o dată am spus, o familie tânără nu se poate forma la mama, soacră în casă. I-am terminat pe oamenii aia, mi-am chinuit, le-am băgat în cap mentalitățile alea. În loc să îi lăsăm să dezvolte ca o familie și să-i ajutăm și să discutăm cu ei de planning familiar, de câți copii, de cum trebuie să dezvolte, de unde trebuie să muncească. Și atunci e o chestiune, cred eu, de forță pe care o propunem și care astăzi, la capacitățile statului român, nu este de nerealizat. E simplu. Așa cum vorbim de construcția de autostrăzi, așa trebuie să vorbim și de construcția unui proiect național de locuințe pentru tineri.